Oare cum să încep videoul ăsta ca să nu fie repetitiv? A, da! Știți ce are oase, piele lăsată și pute în cadavru? What the hell, bro? Ce glumă tâmpită? Da, am făcut-o cu un scop. Mai exact, scopul e acela că astăzi vorbim despre scheletele din dors numit Bob. Fiindcă, sincer să fiu, el nu e ceea ce pare. Nici o noutate, sincer. Pentru cei ce nu mă știu, neața băieți, eu sunt Slimer, iar acesta este canalul meu unde fac în mare parte teorii de tip indie horror. Iar așa cum tocmai am menționat, în videoul de azi am de gând să vă divulg adevărul despre Bob. Dar, înainte de a începe, nu uitați să spulberați la maximum acel buton de like, să vă abonați cu tot cu clopoțel ca să fiți acolo cu tot ce postez, de asemenea să lăsați și un follow pe Insta și aveți și serverele de Discord în descriere. Deci, fără alte cuvinte, luați-vă popcornul și să-i dăm drumul. Ca să o luăm cu începutul, în dos există în total 3 entități care nu ne atacă, acestea fiind Jeff, El Goblino și Bob. Noi putem da de ei atât la camera 52 din hotel, cât și la camera 152 din The Mines. Jeff este un tip care stă în întuneric și vinde tot felul de lucruri supranaturale pe care le putem cumpăra cu bănuții ce acumulăm pe parcursul ranurilor. Printre ele aflându-se atât crucifixul cât și skeleton key-ul. Cu acești tipi putem interacționa în ambele flori. Asta cu excepția lui Bob. Probabil mulți o să ziceți că e logic de ce nu putem, deoarece e un schelet și atât. Dar înainte de a discuta despre actualul Bob, să zic așa, haideți să discutăm despre trecutul său. Un lucru foarte important ne este spus chiar de către El Goblino, a.k.a. cel mai bun prieten al său. Ca idei, el ne spune asta încă din Floor 1. Ce ne zice? Ei bine, ne povestește cum Bob a văzut în trecut o lumină strălucitoare care nu era albastră, probabil fiind vorba ori de cea galbenă, ori de cea roșie, sau probabil alta pe care momentan nu o cunoaștem. Însă, s-ar crede că Bob ar fi fost în trecut un miner. Cu alte cuvinte, se zice că Sic e o smoală vie ce a fost găsită în mine de către mineri, Bob fiind unul dintre ei, dată fiind și casca de miner din Floor 2, pe care o poartă pe căpuță. Totuși, o teorie mai avansată, bazată pe speculațiile anterioare pe care tocmai ce le-am zis, ar fi că Sic l-a infectat pe Bob când încă era în viață, iar după o vreme a scăpat de infecție, rămânând numai un schelet. Totuși, știți care e ideea? DOS este un joc de pe Roblox. Nici o noutate aici, cu toții știam. Numai că fiind un joc de pe Roblox, asta însemna că oamenii arată puțin ciudat. Dacă are sens ce zic, lucru făcut canon chiar în ultimul update prin remodelul statuii Guiding Light-ului. Statuia având un corp de tip Roblox character? Dacă știți ce zic? Cu alte cuvinte, în timp ce toți oamenii din acest univers arată anormal, Bob arată normal. Bine, aici e invers, dar ați prins ideea. Practic, corpurile oamenilor sunt ciudate aici, iar a lui Bob e normal. De fapt, așa cum am discutat în teoria precedentă, noi ne aflăm într-un vid prins între viață și moarte, hotelul și mina depărtându-se de lumea noastră și ajungând aici. Ideea acum e că sufletele care ajung în acest loc sunt blestemate să nu moară vreodată. Adică, ori de câte ori o entitate îi omoară, își vor da respawn la începutul hotelului. Puteți urmări clipul respectiv în caz că vreți mai multe detalii, însă ideea principală aici e că noi nu putem muri în vreun fel. Deci, până la urmă, de ce Bob e mort? Ei bine, dacă cineva nu poate muri în hotel sau mine cât timp este în vid, asta nu înseamnă că se întâmpla la fel pe vremea când mina și hotelul încă se aflau în lumea noastră. Asta înainte ca în mod misterios să se evapore și să ajungă în vid și nu tot nu am un răspuns clar legat de motivul pentru care s-a întâmplat asta și cum s-a întâmplat, dar ideea e că înainte de a se întâmpla, persoanele puteau muri în hotel sau în mină. Deci oare Bob să fie un tip ce a murit înainte de trecerea în vid? Ei bine, n-aș prea crede, deoarece dacă e să dau totul pe față, scheletul său și tipul de corp pe care îl are, nu doar că nu corelează cu ce au ceilalți, dar analizându-i mai bine corpul vom constata două lucruri ieșite din comun. Mai exact, faptul că are 4 degete la mâini și 2 degete la picioare. Iar asta m-a făcut să trag concluzia că Bob nu este nici de cum un schelet de al unui om, ci face parte dintr-o rasă de entități, dacă o pot numi așa, care doar seamănă la înfățișare cu scheleții oamenilor, dar nu pe de-a întreg. Vreau să spun că mult timp
Am crezut că Bob a fost cândva în viață, numai că acum nu mai e. Dar până la urmă, nu ne este spus nicăieri cum că ar fi mort, dar nici că ar fi în viață. Deci dacă de fapt el chiar e în viață și este o entitate ce seamănă cu un schelet de om. Presupun că înțelegeți un debat, dar întrebarea principală tot rămâne, care de fapt motivul pentru care acesta nu vorbește. Păi, cred că cea mai bună explicație e aceea că e o persoană timidă, care chiar dacă e cel mai bun prieten al lui El Goblino, lucru ce iese din line-urile lui, Bob este fix opusul personalității lui El Goblino. Adică în timp ce prietenul lui Goblinache e un extrovertit căruia nu ai cum să-i închizi gura, Bob este cineva care probabil vorbește doar de față cu prietenii lui apropiați, fiindcă e un fucking introvertit. Holy shit, ce cringe a sunat asta. Numai că ăsta este adevărul. Bob probabil doar se preface mort, dar nu e. Cu toții ne-am luat seacă la maximum, efectiv. Iar ca să încheiem totul, Bob nu e nimic mai mult decât o entitate vie ce seamănă cu un schelet uman, dar asta nu înseamnă că este așa ceva. Sincer, teoria asta nu schimbă prea multe din Doors Floor 2, cel puțin momentan, dar tot este interesant să știm aceste informații. Deci până la urmă voi ce credeți? Bob chiar este o entitate iar noi nu știam asta până acum? Ei bine, asta cred eu în momentul de față, dar este doar părerea mea și sunt curios și de părerile voastre pe care aștept să mi le lăsați în sesiunea de comentarii. Deci dacă v-a plăcut acest episod și mai vreți tipul de genul, nu uitați să spulberați acel buton de like, să vă abonați, activăm clopoțel pentru a fi la curent cu tot ce postez, share la prietenii voștri, follow pe Insta, serverele de Discord. În descriere, eu am fost Slimer, ne mai auzim!